Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2022 Roleplay, după cum v-am obișnuit. Dragilor, suntem la Dumești, acasă, la atelierul meu aici de detailing pentru utilaje, pentru mașini și pentru tot ce vreți dumneavoastră. Ei bine, după cum vedeți, aici m-am pregătit cu multe, multe alte chestii. În primul rând, am scos volanul de la tractor, i-am scos capota. Ce am mai scos pe aici? Am mai scos o grămadă. Am scos cabina. Vreau să văd fiecare piesă în parte și să învăț utilajele la perfecție. I-am mai scos masca pe aici. I-am scos masca asta din față, să vedem, i-am scos farurile frumos, să văd eu ce-i cu tractorul ăsta și cum putem noi să-l aranjăm cât de cât, să fie cât de bine se poate. Mai am de muncă la el, încă nu înțeleg pe aici, pe la tiranți, de unde se desfac, cum se desfac. Mai este o grămadă de desfăcut, hai că zicem că prin spate mă mai descurc, dar în față e chiar foarte greu. I-am dat și toba jos, dar nu mai știu unde i-am pus toba. Toba i-am pus-o undeva pe aici. Am uitat unde am pus toba. Nu mai știu unde. Era toba pe aici. Am pus-o, dar nu mai știu unde am pus-o. Că știam eu că am pus-o pe undeva. În fine, cred că e pe sub dulapul ăsta. Dacă mă uit bine, e sub dulap. Ar trebui să fie pe sub... Dar nici sub dulap nu este. Nici nu știu unde am pus-o. Dragilor, vreau să vă spun că în episodul de astăzi mergem să luăm mașina lui Marinică. Chiar acum am măsuit în tractorul cu platformă. Vreau să luăm mașinuța aceea care a ars în episodul trecut. Mergem să luăm mașina lui Marinică. Marinică, care a făcut săracul cu accident, mi-a zis că îmi dă mașinuța. L-am convins să-mi dea mașinuța pentru o bere, ceva pe acolo, ceva de băut. Na, că acum și așa nu mai este șofer și nu mai are nevoie de permis și atunci poate să-i dea liniștit cu băutură, poate să-i dea absolut cu tot ce vrea el. Așa că mergem să luăm mașina, să o aducem acasă, vreau să dezmembrăm și mașina asta. Acum poate voi vă întrebați și vă așteptați, băi, dar ne-am mitit că în 2-3 zile, o săptămână o să asambleze tractorul și mașina. Nu, sub nicio formă, nu sunt chiar atât de maestru să fac treaba asta, va dura destul de mult până o să le învăț pe toate. Știți de ce? Pentru că eu deocamdată am deja un job. Și anume jobul de fermier și deocamdată nu prea pot să fac atât de multe lucruri încât să zic că băi, mâine este gata și mașina și tractorul, n-am cum să le fac pentru că eu fac treburi agricole în primul rând. Cu asta mă ocup, dar având în vedere faptul că vedeți că Mitică este creier, s-a gândit destul de bine și destul de rapid, s-a gândit la chestie în felul următor. Băi frate, dacă peste câțiva ani nu o să mai existe mecanici, sau dacă o să existe mecanici de utilaje și de tractoare, dacă o să fie foarte scumpe, adică să zicem plătești 1000 de euro să-ți schimbe, deja plătești 1000 de euro să-ți schimbe un motor, să zicem că plătești 1000 și ceva de euro ca să-ți, nu știu, să-ți vopsească mașina. Dar și asta plătești în ziua de azi 1000 de euro. Nu știu, să zicem că plătești 1000 de euro să-ți repare, nu știu ce, la mașină foarte, foarte grav. Sau nu, ceva foarte simplu. Plătești 1000 de euro pentru ceva foarte simplu. De exemplu, ai să plătești 15 milioane, 20 de milioane să schimbe un bec. Pentru o persoană care nu știe absolut deloc, da, este greu să schimbi un bec, pentru că la mașini știi destul de bine că inginerii le fac diferit și atunci e foarte greu să schimbi un bec. Mergem să aducem tractorul cu front loader, pentru că vreau să punem mașina pe platformă și să vedem cum o să stea mașina frumos în curte la noi. Și chiar abia aștept să strângem toate vechiturile, toate chestiile astea, toate fierătaniile astea. Să vedem cum pot eu să le învăț cât mai repede și să meargă treaba cât mai bine, că cine știe, poate mă fac și eu mecanic. Ne-am mitit că mai știa așa cât de cât mecanică, dar mi-a zis, băi, miticuță, dacă te învăț eu pe tine mecanică, devii rachetă. Și m-a lăsat în pace, că dacă mă învăța matematică eram prea de tot și m-a lăsat în pace. Așa că acum încerc să învăț mecanică singur. Îmi place destul de tare cum am dezmembrat tractorul, dar dacă mă pui acum să le mai pun la loc, chiar nu știu care cum vin. Hai zice că știu masca, capota, volanul, astea le mai știu.
Dar dacă mă pui să le pun toate exact cum trebuie și cu șuruburi și cu tot, e destul de greu pentru mine și nu prea m-aș mai descurca. Și am făcut la fiecare dezmembrare, am făcut poze. Unde am dezmembrat, am făcut poze frumos. Să nu există posibilitatea să nu știu de unde am luat utilajele, o să nu știu cumva de unde am luat așa zisa piesă. Înțelegeți că nu-mi venea acum, este vorba despre piesele de la tractoare și de la utilaje și trebuie să fiu foarte, foarte atent să nu cumva să le încurc pe aici, pentru că numai o piesă, dacă ai pus-o în altă parte decât unde trebuie, sau mai rău, știți că există mecanicii ăia care termină de reparat și la urmă le mai rămân piese? E, așa sunt eu. Chiar îmi amintesc zilele trecute când am muncit cu o motocoasă și trebuia să-i așez acolo capătul frumos, să-i pun discul, să tai iarbă, să toate alea. Scria în cartea de instrucțiuni că, bă, trebuie să pui 3 piese. E, la mine au încăput doar 2 și a 3 a rămas. Un fel de dorel mecanic. Cam așa am fost eu acum câteva zile. Sper să nu fiu așa și cu tractorul. E destul de greu să vrei să fii mecanic când tu nu ești mecanic. Trebuie să te înveți foarte bine și nu te înveți foarte bine decât greșind. Să știți că nu este absolut deloc greșit să greșești. Nu e greșit. Să spuneți profesorilor care o să vă pună 2, să-i întrebați în felul următor. Dar de ce mi-a spus 2 doar pentru simplu fapt că am greșit? De ce mi-a spus? A, că mi-ați spus ieri și eu de ieri până astăzi am uitat? Păi da, scuzați-mă pe mine, dar eu pentru a reține această informație mai am încă alte 6-7 materii pe care trebuie să le rețin toată săptămâna. Adică un profesor este mai puțin capabil să învețe decât un elev, pentru că un elev face față la 10, 11, 12 materii pe săptămână, pe când un profesor abia face față la materia lui. De ce nu este un singur profesor pentru toți elevii? V-ați întrebat la chestia asta? Dar elevii trebuie să știe toată informația pe care o știu copiii. E cam ciudată și școala asta, sincer. Așa că, sincer să fiu, mai bine vă faceți mecanici, că o să vină vremuri grele și mecanica o să vă scape din multe chestii. Uitați-vă și voi, dacă e o mașină asta frumos la puricat și mă joc eu puțin așa frumos cu ea, s-ar putea să meargă treaba destul de bine. Acum eu mașina n-aș vrea să o dezmembrez, că nu e nimic de dezmembrat la ea, mașina e bună, mașina funcționează, doar că nu pornește din cauza, cred că a luat foc și bateria și mare probleme pe aici pe acolo. Haideți că o ridicăm pe platformă și revenim în 2 minuțele. Băi fraților, dar mașina asta e destul de strâmbă, uitați-vă și voi cum stă. N-avem nicio șansă cu mașina asta, chiar n-avem nicio șansă să o urcăm așa, să vedem, are roțile strâmbe. Nu știu cum o reușim să o scoatem la capăt, dar e mașina făcută varză. Uitați-vă și voi cum e mașina asta. E și grea. Să știți că e și grea. Am mă străduiesc cu tractorașul ăsta. Să o împingem frumos pe platformă. Să vedem cum reușesc eu să o împing frumos. Uite că am reușit puțin, puțin. Hai că reușesc. Reușesc cât de cât să o pun pe platformă. Aproape am reușit, dar nu știu de ce e așa de strâmbă, că n-au, mamă, deci a rupt ăsta, deci marinică s-a înfipt cu putere așa de tare în gărduțul ăsta și în copacul ăsta, că a rupt foile de arc, ia uitați-vă oameni buni, a rupt ăsta foile de arc, e bătut în cap copilul ăsta, bă, uite cum stau roțile. Da, ne-a făcut o zobă, a făcut-o, bă, cum să faci accident în halul ăsta? A avut viteză, într-adevăr, că mașina asta merge tare. Era și goală și i-a dat tare. Uitați-vă cutiile de piese, le-au pus băieți în spate ca să nu fie probleme. Ce să mai a făcut mașina zobă? Păi eu o urc pe platformă și revin în câteva minute, că am mai inspectat-o puțin așa, mă uitam de ce sunt așa strâmbe roțile, că nu înțelegeam, dar mașina e făcută praf. Am reușit în cele din urmă, am încărcat și eu mașina, uitați-vă și voi ce rablament de mașină, fraților. Ia, eu cred cu tărie că motorul încă se poate folosi, doar că trebuie muncă la ea. Mașina o să o duc la Cristinel, pentru că Cristinel mai are habar cu mașinile. În schimb, cu UTB-ul nu m-aș duce cu UTB-ul la Cristinel din cauza că mi-l face zob. Ăsta e și invidios puțin. Și cu mașina m-aș duce la Cristinel,
dar doar în cazul în care nu o să pornească după ce o să-i fac eu noile modificări. Sper să pornească, sper să fie treaba bună și mă uit și eu așa după o poză de thumbnail, nici nu știu cum să o trag în thumbnail, că arată prea interesantă mașina asta. M-am chinuit destul de mult, sincer, să pun mașina pe platformă, mi-a ieșit destul de bine. Sper să se țină, pentru că nu o să merg cu mare viteză, dacă îi dau viteză s-ar putea să sară. Are roțile strâmbe, frâna de mână absolut nu mai ține absolut deloc, deloc, deloc. Și pe lângă asta mai este o problemă foarte mare, are stricat ambreiajul, deci apăs pe ambreiaj și degeaba apăs, că el e deja apăsat și nu se mai dă înapoi, nu mai are jocul ăla de la ambreiaj. Mașina este făcută praf. Din câte am văzut eu pe la motor, motorul nu a suferit cine știe ce. Ambreiajul este stricat, cutia de viteză este stricată. O să dau comandă de piese pentru mașina asta. O să mă coste undeva la, zic eu că $5,000. O să mă coste că o să le iau din America. Mașina asta, piesele originale pentru mașina asta le găsește în America. Din cauza că este o mașină mai limitată așa și se găsesc destul de greu. Așa că, dragilor, mă duc repede, repede în curte ca să-mi pun mașina frumos acolo la expoziție și ne vedem în câteva minute cu mașina la expoziție. Dragi prieteni, mi-am pus mașina frumos aici, deci nu mă așteptam să arate chiar așa de frumos aici la dezmembrate. Uitați-vă și voi cât de bine arată totul. O să mă străduiesc să repar și mașina asta. Cred că mașina o să fie gata înaintea tractorului, din cauza că tractorul este mai complicat. Tractorul e foarte vechi. Și tractorul are motorul bun, sincer vă zic, și tractorul are motorul bun, doar că prima dată trebuie să-i faceți schimb de ulei, de filtre, trebuie să curățăm foarte bine baia de ulei, să nu cumva să fie ulei uscat pe acolo și terminat, că după aia stricăm motorul. Deci nu o să-l pornesc până nu îl finalizez. Iar la mașină trebuie schimbate toate componentele arse. Din câte am văzut, nu prea a ars mare parte din mașină. Pe interior a fost foarte bine izolată și nu prea a ars. Mai mult a ars pe exterior. V-am zis eu în episodul trecut că mașina a ars atât de repede din cauza că... din cauza buteliei, pentru că ăsta avea butelie pe GPL și o avea pusă în partea la motor undeva pe acolo, avea butelie pe GPL și a explodat butelia și din cauza asta a luat foc mașina. Bine, butelia nu a fost chiar atât de mare, a fost o butelcuță mică de vreo 10 litri, ceva de genul, dacă nu mai puțin de 10 litri, cred că de 5 era. Și pentru că el deja folosea benzină și atunci îi mai trebuia și GPL, că na, a fost invenție pentru mașina asta. Și din cauza la butelie s-a declanșat incendiu. Așa că mașina încă este bună, încă merge, făcută, nu știu la motor, sincer să fiu pe acolo, ce mai e, cum mai e, ce mai facem. Dar le repar eu pe toate, nu pot să stau fără să le repar. Trebuie să mă bag să le fac ca la carte. Mergem frumos să ducem și să parcăm tractorul, că deja e destul de mult cu vorbăreala asta despre fierătaniile astea, mă pasionează, chiar îmi place să vorbesc despre fierătanii, îmi place să văd că merge treaba, dar e cam suficient. Vreau să vă spun faptul că ne apropiem de luna noiembrie, mâine este 1 noiembrie. Și începând de mâine chiar o să vedeți episoade cu așa zisa lună noiembrie direct de aici din joc. O să vedeți cu luna noiembrie. Astăzi suntem în 3 octombrie. Bine, o să trecem, o să dăm timpul pe rapid și o să fie toată treaba foarte, foarte frumoasă. Între timp vreau să văd ce mai avem pe aici, ce putem vinde astăzi, că vreau să facem niște bănuți. Avem boabe de soia 7960. Bun, asta din câte știu sunt la Neadoru, nu-i așa? Boabele astea. Păi dacă astea sunt boabele nu la Neadoru, eu cum am nevoie de bani acum, să vedem cât luăm pe boabele în Neadoru, dar poate Neadoru nu poate să le vând acum și nici noi nu putem să le vindem acum. Deci, trebuie să mă concentrez pe ceva pe făcut bani. În episodul de astăzi vreau să vă cer ajutorul și să-mi spuneți cu toții care sunteți aici pe canal din ce fac eu bani. În primul rând, păsările sunt cât de cât ok.
nu prea produc eu ele ouă, cine știe ce, dar avem nevoie de timp ca să funcționeze treaba foarte bine. Ia să dau eu puțin timpul pe rapid, să meargă treaba mai rapid. Uitați-vă chiar așa, să fie treaba mai bună. O să trecem mai repede peste ziua de astăzi. Și cu ocazia asta o să avem și noi producție la ouă, o să avem producție la sere. Vreau să mă ajutați în episodul de astăzi să găsesc chestii de făcut bani. Vreau să fac bani, dar nu știu din ce să fac bani. Și atunci codul pentru episodul de astăzi este ajutați-mă. Deci chiar am nevoie de ajutor din partea voastră pentru că nu știu din ce să fac bani. Chiar nu pot să-mi dau seama din ce să fac bani. Ar merge să ducem în partea asta, să ducem lemn, scânduri lungi și lână aici trebuie duse. Scânduri lungi și lână. Da. E destul de dificil, am lucruri pe aici de făcut, dar sunt destul de dificile. Fabrică de accesorii pentru animale. Aș putea să fac din astea, să mă duc să construiesc câteva din astea, dar am nevoie de fabrică de scândură și noi fabrică de scândură nu avem deocamdată. Mai avem fabrică de cereale, care la fel și asta avem nevoie de miere. Chiar m-aș băga, uitați-vă, centurieric s-a făcut. M-aș băga pe ceva stupi de albine, dar nu știu pe unde să pun stupii de albine, pentru că am nevoie de niște stupi de albine, dar nu știu pe unde să-i pun, că dacă îi pun pe undeva, am arătat prin jurul găinilor, s-ar putea să înțepe găinile și nu prea este bine. Mai bine i-aș pune undeva la pădure, nici nu știu unde să-i pun eu stupișorii ăștia. Uită-mă, cățelul, bă, a scăpat ăsta în drum. Am zis eu că nu mai las porțile deschise, dar uitați-vă că le-am lăsat și uitați-vă ce mi-a făcut. Cam asta e treaba. Aici ce avem? Avem grâu și avem o productivitate bonus 58%. Foarte bine, foarte bine. Cred că în episodul următor sau poate chiar în episodul de astăzi vreau să fertilizăm puțin, să găsim un utilaj de fertilizat. Mă uit pe aici și chiar nu găsesc unde să-mi pun albinele. Dacă voi aveți o soluție, chiar vreau să îmi spuneți. V-am zis codul de astăzi este ajutor. De altfel, mi-a mai spus cineva că terenul 58 este al lui și vrea să-l luăm în arendă. Care este terenul 58? Că eu nu văd terenul 58 pe aici. Chiar vreau să găsesc terenul 58. 60, terenul 58. Terenul 57, terenul 58. Frumos, terenul 58 este al lui, să înțeleg. Bun, deci mi-a zis băiatul ăsta cu terenul 58 să vin să iau terenul în arendă. Având în vedere faptul că suntem puțin liberi astăzi și deja am stat toată noaptea să ne uităm pe aici ce treburi mai avem de făcut, mergem frumos cu BMW-ul până la el, sau să iau tractorul, nu las că iau BMW-ul. Mergem cu BMW-ul să vedem ce teren are, ne-a dat el teren aici în chirie. Vreau să vă menționez faptul că nu o să iau foarte multe terenuri în chirie, din cauza că chiar nu pot să muncesc pentru toată lumea, că nu am utilaje, nu am angajați, nu am absolut nimic și mi-este destul de greu. Dar să vedem terenul 58, aproape am ajuns, mai este puțin, să vedem ce este cu terenul 58 și să vedem dacă putem să recoltăm ceva pe el sau putem să-l facem ușor BMW-ule, că e jale cu tine. Ăsta este terenul 58. Să înțeleg că terenul 58 e atât de micuț, este părloagă. Deci de asta vrea el să dea în arendă, pentru că terenul este părloagă. Opa! Deci treaba nu e bună, dar o să facem în felul următor, zic eu, că în partea asta așa merge. Merge să luăm toate terenurile astea și să facem un singur teren, mă gândesc, să le unim dacă mai găsim și alți oameni la care să mergem. În partea asta ce este semănat aici? Aici este grâu în curs de creștere și productivitate bonus plus 73%. Da, deci trebuie neapărat să ierbicidăm. Dacă nu ierbicidăm, treaba este destul de groasă. Suntem pe 4 octombrie, dar v-am zis, de mâine trebuie să ajungem în luna noiembrie, neapărat trebuie să dea treburile peste cap. Și acum dacă vă întrebați, băi, dar ce s-a întâmplat cu Mitică, de a luat-o așa razna de ne spune de prin joc și ne spune de... E un semi-roleplay, e un fel de... Nu trebuie să uităm că suntem într-un joc și nu trebuie să uităm că ne jucăm până la urmă, chiar dacă este roleplay. Să țineți minte că roleplay-ul ține întotdeauna de imaginația voastră și dacă voi nu aveți imaginație,
nu aveți cum să vă uitați la seriile astea, așa că pentru a fi o serie cât mai frumoasă am nevoie de imaginația voastră ca să fie seria cât mai frumoasă. Uitați-vă că este ceasul 8, chiar acum o să opresc timpulețul și ne băgăm la somn din cauza că mâine vreau să facem rost de niște utilaje ceva pentru... Facem rost de niște utilaje pentru ierbicid, nu ierbicidat, pentru ce era, mă, pentru fertilizat. Vreau să fertilizăm cumva și nu știu dacă o să reușesc sau nu o să reușesc, în fine, nu știu. Mă duc și eu la somn, mă bag și eu la somn. Apropo, dacă nu știți ce e cu mașina asta, la fel este prima ruginitură pe care am găsit-o să o cumpăr și am cumpărat-o din cauza că mi s-a părut funny. Și am cumpărat-o că am zis că, bă, na, asta este. Ne vedem mâine dimineață, că mă duc și eu să mă pun în pat, să mănânc ceva și după aia mă culc. Bună dimineața, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod. Bine, este a doua zi când continui și eu episodul și vreau să vă spun faptul că am făcut rost de o stropitoare din astea cea legată cu cabluri, făcută un fel de improvizație, așa că de cât e cea mai ieftină pe care am putut să o găsesc. Am cumpărat-o special pentru mine și am zis, bă, hai să ne apucăm de treabă că avem terenuri care au nevoie de fertilizat. Deci mergem prima dată la terenul ăsta micuț de la avem noi lângă curtea aici, care trebuie fertilizat neapărat. Și poate în episodul următor o să mergem și la băiețașul ăsta care ne-a cerut nouă să-i facem terenul. Ia să vedem noi dacă funcționează, cum să nu. Mă gândeam că nu funcționează, dar văd că funcționează perfect. Hai să ne uităm puțin la productivitate. Uitați-vă că aici ne trebuie căcică, ne trebuie de împrăștiavar. De împrăștiavar nu avem împrăștiavar. Trebuie fertilizat. Să vedem, este fertilizat? Este fertilizat 0%. Deci nu avem fertilizat absolut deloc. Intrăm acum cu fertilizatorul frumos și îi dăm o pornire. Ne apucăm frumos de fertilizat. Îmi place foarte mult că este foarte mare, doar să dau puțin viteza mai mică la tractor, că dacă zmuncește ăsta odată, s-ar putea să mă duc direct în râpă și atunci cel mai bine îl folosesc cu o viteză de 10 km la oră. Este mult mai bine decât să merg ca nebunul cu 20-30 de km la oră, ceea ce nu este recomandat pentru un asemenea tractor. Vreau să văd dacă primește fertilizatorul în... În luna asta, de exemplu, în octombrie suntem acum, vreau să văd dacă primește fertilizator. Nu, chiar sunt curios, eu mă dau eu fermier, dar de multe ori chiar nu știu chestii legate de farming, de fermă și uneori mă depășesc, așa că de multe ori s-a întâmplat să am nevoie de ajutorul vostru, așa că atunci când mă vedeți că am probleme destul de mari, puteți să mă ajutați cu mare plăcere. Și chiar apreciez de fiecare dată când mă ajutați. Ba chiar unul dintre marele mele ajutoare a fost Cristi care m-a ajutat chiar foarte mult, mai ales când eram pe la început, nu știam absolut mai nimic, dar l-a ajutat pe neamitică, m-a ajutat și pe mine și zic eu că a fost destul de binevenit ajutorul lui. Hai să vedem ce zice aici. Fertilizat 50%, acum mai vii de acasă, tăticule, aici a fertilizat 50%, deci dacă ne băgăm aici la fertilizat, s-ar putea să obținem 100%, ia să vedem dacă fertilizăm, acum ce o să zică, dacă obținem 100%, numai bine o să fertilizăm ambele terenuri și îmi pare rău că ăștia de la primărie nu prea au dat drumul la oameni să aibă mai multe terenuri, din cauza că se ocupă ei cu niște din astea proiecte de cadastru se numesc. Ce fac aceste proiecte de cadastru? Ei bine, le împart oamenilor terenurile în proprietăți, exact așa cum au fost dintotdeauna, sau dacă nu este cum trebuie terenul, le mută terenul în altă parte și devin proprietari pe o altă porțiune de teren, dacă ați înțeles cum zic. Mai avem în partea asta un teren care trebuie săracul arat, discuit și tot ce mai trebuie el făcut. Avem de treabă, nu zic că n-avem de treabă. Că munci agricole sunt o grămadă, uitați-vă că acum observ și eu că chiar avem munci agricole destul de multe, dar vreau să mă focusez pe ceva care să-mi facă bani mulți. Așa pentru 1000-2000 de euro, sincer m-am plictisit să muncesc, toată lumea mă muncește pe 1000 de euro și e destul de nașpa să ajungi la o anumită vârstă, să-ți dorești să devii un fermier mare și să muncești doar pe câteva sute de euro.
Ia să oprim puțin fertilizatorul și să ne uităm acum aici. Fertilizat 80%, nu fertilizat 100%, am înțeles. Productivitate, extraordinar. Ce să vă zic, măi, fraților, e super frumos. Ia uitați-vă cum se fertilizează. Ia uitați-vă ce frumos se fertilizează. Mă gândeam eu că trebuie fertilizat. Dragilor, mă bucur foarte, foarte mult că ați fost alături de mine la acest episod. Eu acum, sincer, o să mă ocup de fertilizat. Trebuie să mă uit neapărat pe tabletă, văd că acolo a lăsat un mic gol. Nu știu din ce cauza a lăsat golurile alea, dar nu prea îmi place când văd golurile alea. Fac alergie, dar nu e nicio problemă. Se pare că terenul o să fie destul de bine acoperit în ceea ce privește fertilizatorul. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost la acest episod și să nu uitați că acum, după ce am venit de la muncă, înregistrez episodul și imediat vom intra live. Este de 7 și 17 minute, în câteva minute vom intra live. Ne vom duce la Bugești, avem acolo la Bugești de recuperat o destul de mare parte din datorie. Am mai recuperat și seara trecută. Îi dăm în continuare cu seria de vacanță, aceasta este o serie de vacanță destul de puternică, în care încerc să fac și episoade și live, îmi bat destul de tare capul, dar sper că mi-a reușit, sper că facem și noi 100 de like-uri la acest episod și noi ne vedem data viitoare la un nou episod și până data viitoare, eu nu vă urez decât numai baftă! We'll be right back.